la mine, Lupi, mergem la autocar în coloană, începem cu patrula de clasa 1, a 2, a 3, a 4. Ascultați. Bun. În ordine vă luați ruxă cei din spate, îi puneți unul câte unul pe băncuțe și reveniți aici informații. Aveți șapte la gât? Vulturii. Data viitoare va fi David. Stai așa. Da, eu sunt în amestecat să te iau eu. Voi? Cine este astăzi? Eu. Ce azi, poftim. Caroline. Bro, dar sunt până sus, uite că și tu. La chiar sunt până sus. Aici este temperatura constantă, 12 de 2 pași în spate, marș. Hai, 2 pași în spate. Atenție, drept. Ne-am repliat pe o altă activitate la Salina. Acum așteptăm să vină o furtună afară, nu ne interesează, suntem pe interior. Ce program avem? Avem acest careu scurt de prezentare, după care vom lua o gustare, activități, prânz și iarăși activități. În echipa noastră suntem mai mulți lideri. Mihai, Edi, Gabriel, nou venit în echipă, în spatele camerei, Sabin, nou venit în echipă. O să facem un tur de mină, o să avem un ghid care să ne prezintă mina. Mă numesc Iulian și sunt angajatul acestei saline. Astăzi vom parcurge împreună tot traseul predestinat turismului în Salina Tăniprova și eu voi explica date despre această salină și unde vă aflați voi acum. De exemplu, ați intrat pe galeria de legătură între mina activă și mina care se vizitează, iar acum vom merge ușor pe traseul turistic până în capăt acolo unde este planetariul, unde se termină traseul vostru. Cei care vin la noi cu predilecție, cu bilete de tratament pentru combaterea bolilor respiratorii, au prescripție de la medic un anumit interval de timp unde vin să se trateze. Asta este predestinat cu predilecție celor care vin la noi, cei care au începând după 2 ore până la 4 ore. Primul este un drum. Este o drujbă mare. Care folosea la tăierea țării pur și simplu. Exact așa cum îl vedeți voi acum. După ce s-a exploatat, nimeni n-a mai intervenit pentru ca să dea netezirea pereților. Rămânea în urma la ce lucra acest utilaj. Cum s-a lucrat în această salină? Bine. Sus în dreapta voastră, da? Aici totdeauna există un firișor de apă care curge continuu, iar când iese din perete, se condensează. Adică sarea, apa sărată se transformă în sare. Și asta dă, exact ce vedeți voi acum, floarea de mină. Iar ce vedeți voi acolo, din urma recirculării apei sărate, s-au format acei țurțuri, care la fel de bine și aceia sunt tot flori de mină. Noi am confecționat un loc aici, unde, ca un fel de promenadă, să fie
vină turistul să-și facă. Atent. O să vezi scalul, o să vezi chipul lui Mihai Viteazu, dar băieții ăștia n-au mai avut timp să termine barda. O să vă arăt panoul ăsta. Vedeți? Deci asta era, prin ăsta se comandau coliviile pentru coborâre și pentru urcare. De jos, dar avem spațiu închis și interzis. Cadranul ăla cu cifre era înregistrat la sala mașinii, la mașinist, ca așa se numește cel care punea în funcție lifturile. Una dintre colivii trebuia să fie pe urcare, fiindcă noi aveam tandem, fiindcă una putea fi oprită, una să meargă. Se duce până la capăt, se dă semnalul. Și nu vorbeau prin telefon sau prin portabon. Trăcuțe, nu face. Sau? Nu știu ce e capăt. Erau scoși de două. Datorită lui Traian și lui Decebal s-a format poporul nostru român. Aia îi spune și sara genezei, fiindcă geneză înseamnă un început. Aha, de presiune mă trec și iată la mine. Deci ăsta tot ce vezi tu aici se numește pilier central, da? E, peste ăsta este foarte multă sare care apasă. Deci presiunea este apăsarea greutății de deasupra pe un lucru, adică pe acest pilier central. Asta înseamnă presiune. Este o apăsare foarte mare pe el. Am văzut pe pereți niște pahare cu un cerc în ele, cum e și acolo. Ăla nu este pahar cu un cerc în el, ăla este un semn al minerilor care au lucrat aici și sunt anumite semne prin care ei se înțelegeau să oprească, să continue, sunt puși de gaze pe care trebuie să, pe care se întâlnesc cu subteran și trebuie să oprească un pic lucru, să disipe punga de gaze, adică să curețe aerul, după care să începe cu exploatarea. Pe acolo, pe unde v-am arătat eu că există liftul, sunt scări care ajunge până la pod. Noi urcăm pe ele, după care mergem pe podurile astea să controlăm tavanul și pereții ăștia trapezoidali. Aici la noi sunt 12 grade tot timpul și este temperatură de conservare. Adică, temperatura de conservare înseamnă un loc unde nu se strică nimic. Și l-au făcut din lemn, fiindcă lemnul ăsta, în mediul ăsta, nu va putrezi niciodată. Acolo am avut un loc unde a fost o crăpătură în perete și stătea să cadă peste oameni. Întrebări ceva? Întrebări? Tu dormea pe sirmă. Voi mergeți cu capul în jos, așa, sau? Nu mergem cu capul în jos, mergem exact cum mergem și pe aici, dar numai că înălțimea este mică și trebuie să mergem puțin copășare. Sau, bun? Au găsit un bloc mare de sare și au început să-l cioprească ușor, ușor, câte ușor, până a ieșit acea foră. Și de ce acolo sunt niște fiare băgate în perete și la fel cu sus? Unde le vezi? Acolo sunt de tot. Eh, alea sunt fiare băgate în perete și nu sunt fiare, sunt bucăți de lemn acolo unde a fost câte o fisură. Se numesc în termenii mai mineritului pagări, de care se leagă câte ceva. Deci poți să-l folosești ca cuier, poți să-l folosești ca ceva în care bați un cui să faci legătură cu altceva în peretele de sare. Acum aș vrea să salutăm ca mulțumire pe Iulian, da? Și să-i dai tu sau dau eu? Pentru Iulian,
Hip hip! Ura! Hip hip! Ura! Hip hip! Ura! Când sunteți în coloană, da, puneți mâna pe umărul celui din față. După ce v-ați îndepărtat ușor, fără să-l călcați pe cel din spate, pe da? Înainte, marș! Înainte! Haide! Da! Îmi explici ce se întâmplă la jocul ăsta? Telefonul fără fir, dar cu ștafetă. Care e misiunea? Trebuie să transmită un mesaj și se trimite la o persoană la alta și alergă cu persoana de la alta trimise mesajul și mesajul trebuie să ajungă cât de corect înapoi. Deci pe el îl chema. Sir Robert Baden Powell îi se spunea BP, da? BP, dar fiind englez, francez. Fiind englez, se spunea BP, da? El a fost militar, continuă, a fost militar, iar ce... Hai să vedem. Deci, deci cartea, da, ce se citește într-o zi, două zile, deci așa din toată lumea, deci foarte ok. Nu există joc video, da? Nu există Netflix, doi ani de vacanță, aplicație, deci trebuie să citiți cartea, deci sunteți condamnați să citiți această carte, fiindcă vom vorbi de acum înainte pe această carte. Deci ce se întâmplă? Acel vas eșuează pe un țăr și ei trebuie să facă niște lucruri pe care trebuie să le faceți și voi, da? Ce fac? În primul rând, se salvează pe ei și ajung la țăr, da? Deci nu mor, se descurcă într-o situație critică, ajung la țăr, își dau seama că încă mai poate să mai salveze ceva din vasul respectiv, salvează provizii, salvează
lucruri de pe corabil ce mai rămas. Se recupează pe țăr, mi se face foame. Ce să se gândească ce putem să mâncăm, deci să facem provizii sau să mai prindem un pește sau să vânăm, să găsim ceva, ca să mâncăm. După care ar fi să petrece ei. După care se gândesc unde suntem. Ce înseamnă asta? Unde suntem? Că facem și noi asta, cum se cheamă? Începe cu ouă. Orientare, da? Încearcă să se orienteze. Unde suntem? Suntem pe un continent? Suntem pe o insulă? Unde suntem? Și se duc. Ce fac? Se duc mai sus, da? Să vadă, să observe. După care își dau seama că sunt pe o insulă. Ce fac? O să moară de frică sau de foame? Nu. Se organizează. Cum sunteți voi organizați? Aveți? Încercați să aveți niște patrule, da? Să aveți, așa sunt și ei, se organizează niște patrule și își aleg niște șefi de patrule, da? Niște care să-i conducă, dintre cei care dau și votează. Deci este un prim exercițiu în care voi puteți să vă alegeți un șef de patrule care să vă prezinte relația cu noi sau să vă dea niște sfaturi și să aibă grijă de toată patrula. Prin cercetășie, în primul rând, tinerii pot să devină independenți, adică să aibă reacții în situații obișnuite, situații normale, să nu depindă de sistem, ca să spun așa, și să fie viitori oameni liberi. Care este deviza sau misiunea cercetașilor? Moto, aș începe cu motoul cercetașilor, este gata oricând. Acest moto este încă de la înființare, be prepared în engleză, și suntem gata oricând pentru orice provocare ca cercetași. Sloganul nostru este educație prin aventură, fiindcă noi considerăm că aventura este singura formulă care poate să scoată, mai ales în zilele noastre, un copil din fața telefonului. Sau dacă avem copii sau tineri care nu sunt într-un mediu pozitiv, le pot da un teren unde să-și desfășoare energiile. Acum, luăm exteriorul și peste exterior și aliniem și notăm nori. L-am notat? Tu vezi acolo mai bine, Camil. Perfect. Și acum noi am stabilit că nordul este în direcție. Și ne-am și notat pe harta aici, pe busol. Se retrage 2! 2! 1 și 8! 3! Se retrage 1! 6! Dan, mai spate, mai spate, Dan! Care e activitatea ta preferată? Păi, sinceră, jocurile. Nu sunt la fel. Când le joc eu în parc, pot să fac ce vreau eu acolo. Pot să mă mai muzăresc, să fac tot ce vreau eu. Să-i împing pe ceilalți, dar de ce nu te fac. Dar aici sunt niște reguli anumite pe care trebuie să le respecti ca să faci jocul mai amuzant. Și asta îmi place mie, de obicei, aici. Am 10 ani și sunt pui de lor. De aproximativ 4-5 ani. Deoarece îmi place să explorez și să aflu lucruri noi. Eu sunt pui de lupt. Azi am învățat că cum se transporta mina din mina aceasta până sus. Am mai învățat că unele materiale puteau fi făcute în sare, acoperite de sare. Și că oamenii de aici erau minerii născuți. Hip, hip, ura! Mina Unirii, din Slănic, Prahova. Am parcurs toate trasele accesibile turismului din această mină și am realizat un plan al acestei mine cu tot ce este, de la bănci până la apă, până la căile vizibile, dar nu și accesibile. Am inclus și monumente, precum și planetariul, intrarea, terenul de fotbal,